Nici atunci nu mi-a murit. Las examenul. Nu. Așa, când ai condus manual. Păi n-am condus, am condus atunci. Ai și ți-a murit. Nu. De două ori. Nu știu mai știu când mi-a murit. A, da. Nu mai știu când mi-a murit, sincer. Posibil să fi murit, parcă da. Știu. Dar știu, chem la lua la oglindă, i-am julit-o și am... Știu. Dar vezi că la examen nu mi-a murit deloc. Examen, examen. Păi, ce are examenul? Păi, te concentrați tu acum. De unde ești când îmi făcea piciorul pe ambreaj? Și când făcea mașina când pe coadă foloc? Mă tremuram, era... Când am văzut pe gaborul ăla în dreapta cu camera, cu dălea, zic... Aaaa, îmi dădea așa o stare de-aia de panică. Învăța cu Ali? Nu. De ce? Nu știu. N-am învățat multă lume cu Ali și-o luat. Și tu de ce nu ai învățat cu fratele tău? Cred că nu putea să mă aștept cu școală și era destul de scump pe la el. Cred că din cauza la bani și de asta am găsit cu cineva 10 milioane, 11 milioane. Era vreo 15, 16, poate un pic mai mult. Și îmi preferă să mă duc la ala repede. Era... Cum adică să te ajute cu școala? Și să fie mai ieftină, mă gândeam. Și am preferat să mă duc asta cu 10 milioane. Dar era super sever cu mine. Era vărul, tovarășul ăsta mea lui Behruz, care e din Iran. Și m-a ajutat. Și el tot cu el a făcut. Și a luat tot așa. Mă rog, el a luat traseul din a treia. Că l-a luat din prima? Din prima traseu. Lolul lui Behruz a expirat și școala. S-a dus iar să-și depună dosarul. Ce ai, mă, ce-a fost iar? S-a dus prima oară să dea examenul și era buletinul la TASU și nu venise buletinul. S-a dus acolo. Nu s-a dus, a așteptat să-i ajungă și nu i-a ajunsese și a ajuns pe la vreo 12-1 și a fugit repede acolo să vadă dacă mai primește să dea examen. Ce, mă, ce povești. Lui tata i-a făcut, știi cum i-a făcut când a dat el? A condus totul perfect și a zis, puteți să opriți aici pe dreapta. Și a oprit și era stație de autobuz și nu și-a dat seama tot. Și face, nu vedeți că stația de autobuz picat. Acum nu se mai fac chestiile astea. Îți spune să oprești doar unde poți să opri. Trebuie teste de alea, zicea, iau-o pe aici. Și tu vedeai că e interviu, știi? Da, nu se par corecte chestiile alea pentru că da, e faza că tu ești foarte panicat, emoționat și chestii da, genul da, dacă și... Dacă îți dai seama, e bine să expui, domnul politic, da, da, eu opresc, dar este sensul unic. Da, poate ai încredere și da. Eu acum nu se mai fac, știu. La un moment dat mi-a zis că a vrut să pună mâna pe volan și n-a pus. Dar m-am descurcat fără să mă panichez, fără nimic, a fost ok, am mers cu spatele și am mers bine cu mâna, frumos, pe tetieră. Și la un moment dat, când am ajuns acolo, m-am pus să parchez cu fața, de lângă o mașină. Și am parcat și cred că s-a dus un pic mașina mai în față. Și mi-a pus 6 puncte. Ca să nu dea 0, cred. Zic că ați depășit puțin limita de parcare. Și am zis, ok, am parcat. Și câte puncte sunt ca să le iei? Ca să nu le iei? 21, nu. Da, 21. Dacă ți-a dat mai mult, gen dacă îți pune mâna pe volan, ești picat deja, sau frână. Sunt din start 21 de puncte, sau 22. Sunt din start, gata. Și numai. Poți să mergi tu la perfecție. Ești picat oricum că ți-a pus mâna pe volan. Gen, dacă îți pune Gabor mâna pe volan sau pune el frână din pedalele lui, ești picat. Deja. N-ai nicio cale de... Eu am avut 6 puncte. Nu mi-a murit motorul, nu nimic, am asigurat la fiecare dată, ieșeam 2 metri în față. Dar așa fac și acum, așa m-am obișnuit să conduc. Când ies, mă asigur de 15 ori până ies. Da, îmi spuneam să... Când am... Opream când la speed bumper, la alea de pieton, o scoteam din a doua, o băgam într-a întâia. Intra întâia, bam, după plecam, bam, a doua, a treia, la un moment dat mi-a zis să merg mai tare, am dat a patra, după iar am dat a treia inferioară, a mers bine. Nu mai știu ce zic. M-a întrerupt. Când erai, când vei tu, cred că la examen. Băi, să zic să ieși ceva de examen, de mers. Cred. Da,
întrerup tu când vorbesc. Ce-ai spus înainte? De școala de șofer vorbeam, tot de școala de șofer a fost, de examen, de manuală, de speed bumper, de schimbător, de volan, de sensorie de mers de război. Nu mai știu ce voiam să spun. Oricum și am avut un instructor sever, dar nu voiam să spun asta. Mă dar mi-ar plăcea certat cum cu se el și comporta. voiam să compor și Adevărat? să conducă el. Da, pentru că îmi spun... A, uite, asta voiam să Hai zic. zi. De exemplu, eu când m-am dat școală, mi-a spus din start, știi? Uite, cum știi tu să conduci? Uite. N-aveai cum știi. De-aia e și bine să nu știi să conduci deloc Nu știam deloc. când te duci la școală, pentru că te Deloc. învață fix așa. Și eu știam deja, în fin. Și când am urcat prima oră să fac cu prima oră, am plecat, mi-a explicat geam, oglinzca, un volan. Era un teme la noi când zicea... Era... Te vezi mereu, mă întrerupi. Nu, nouă ne zicea din ca să ține minte pentru școală, pentru examen, să ține minte un cuvânt care e format din fix litere, la geam, scaun, oglindă, în fine zi. Ce cuvânt? Nu mai știu cum era. Era centură, scaun, ognis. Coso. Nu. Nu mai știu. Era un cuvânt asta, din astea de patru. Cos. Da, ceva gen. Centură, oglins, scaun. Scaun. Și mai era ceva. Nu era cos. Era ceva acum. Și am făcut prima oră. Am pornit tot liniștit. Și acum trebuia să mă asigur. Ieșeam după o stradă. Și în Italia sunt străzile principale și mai este un, nu știu cum se numește în România, e controviale. E o străduță mai mică pe lângă alea principale, știi? Ok. Dar e în oraș. Tot pentru mașini? Da. Și pe o parte este de duș, pe alaltă, așa, știi? Ok. Trebuia să mă asigur în partea stângă de unde veneau, că eu ieșeam după străduța asta și aici aveam străduța asta mică. Și mă uitam, știi? Și el tot zicea să mă întorc și eu întorceam capul, știi, și a început la mine și să mă împing de spate. Ea mi-a și murit motorul, ea a fost și scobor. Dar continui așa cum duci tu. Pe mine nu mă și mi s-a întâmplat de multe ori așa. Pe mine mă enervează când mă bagă sub tensiune sau stă... Așa, explică-mi frumos, știi? Da. Ca eu să înțeleg, pentru că dacă tu o să continui sau să pui mai ales mâna nu, pe mine... Nu, n-a pus toată mâna pe mine, nu, dar se enerva pentru că avea și pretenții. Gen, te conduceam azi și pe mine bine, rău, și a treia zi când mă duceam, zici că nu conducesem în viața mea. Și apoi, Mihai, ce mă, ești bine? Ești ok? Aici ești ok? De ce? Păi nu mai știi să faci nimica. Nu vezi cum lași ambreiajul, nu vezi cum accelerezi. Se poate ăla așa? Și i-am spus și de atunci nu mai mi-a zis nimic. Eu i-am spus și eu nu mai fac nicio oră cu tine. Nu mai rupe părul. Dar nu-mi place să-ți stea cu gura pe mine. Nici mi-mi place să cineva cu gura pe mine. Ori îmi explici frumos, ca eu să te pot înțelege, știi? Gira la testa, că mi tot îmi spunea, întoarce capul. Păi, spune, ajută-te de umeri, de întoarce-te cu spatele, știi, să te uiți. Dar vezi că am învățat pe bine să parchez. Eu când am dat, când făceam cursurile, habar n-aveam să parchez, mi-era frică să parchez. Așa acum eu. Parchez cu ochii închiși, nu contează, laterală, nu contează, garare, orice să fac, nicio problemă. Cu ochii închiși din prima. Și eu acum parchez. Mă rog, n-am mai condus de 6 luni, trebuie să... Asta mă gândeam și eu când mergeam la D și mă uitam așa și mă gândeam, oare mai știu să conduc? Da, se iau de volan acum, așa. Și... Mama, vei știu să conduc. Mama, bește, te lași pe tine să conduci. Dar cred că îți place și ție, oricum o să te las să conduci. Bine, mă, Doamne, ferește. Când ai nevoie, dacă ai nevoie să mergi undeva, să mergi undeva, ok, ai ok, te duci, faci ce vrei. Dar trebuie să fii atentă atâta timp cât e singură, că nu stau cu
cu grija ta. Grija mea sau grija mașinii? Dă-o încolo, iubire, dă-o încolo de fier. Aia să fie toată problema, fierul. Nu, e cu... De fapt, la tine e grija, nu la fier. Fierul se repară, dă-l încolo, de, dacă e să pățești ceva. Păi nu, nebune, îți dă-o încolo de mașină, crezi că... Da, tu vrei să-mi zici mie că eu... Deci, dacă... În fine, zic așa, aș fi supărat că mi-ai stricat mașina, nu că ai pățit tu ceva? Păi și să punem gen... Fac ceva, nu pățesc nimic, dar mașina pățește. Păi. Serios vorbesc. Te super. Păi și eu n-am făcut la mașină încă. Te super. De ce să mă supăr? Nu mă supăr. Pe bune, explica că nu mă supăr. Mai, o să vezi. O să vezi, nu m-am supărat atunci când mi-am spart